se adună două fracții care au același numitor. Au același numitor. Dar cum se adună două fracții care au același numitor? Răspuns. Așa. Este tot o fracție care are numitorul comun. Răspuns. Da? Răspunde-mi acum. Răspuns. Răspuns. Este tot o fracție. Tot o fracție. Fracție. Care are numitorul comun. Care are numitorul comun, adică 3-3. 4-4, câte așa? Care are numitorul comun. Iar numărătorii se adună. Deci este tot o fracție care are numitor comun, iar numărătorii se adună. Deci este tot o fracție care are tot o fracție care are numitorul comun, iar numărătorii se adună. Adică ei de sus se adună. Da? Cât face, hai să vă întreb, cât face o două cincini plus o cincime? Ca să am dat, te rog pe tine. Hai. Deci, două cinci plus o cincime. Păi scriem cinciul. Scriem cinciul comun, da. Și la numărător? Trei. Păi doi plus unu, care mă face trei. Deci e trei pe cinci. Da? Deci e trei pe cinci. Foarte bine. Cât face doi pe șapte plus trei pe șapte? 2 pe 7 plus 3 pe 7. Păi scriem 7. Da, numitorul comun 7. Și scriem 5. 5 sus, 2 adică plus 3 egal cu 5. Hai, 2 plus 3. Ușor. Cât face? 4 pe 9 plus 2 pe 9. Deodată? 6 pe 9. 6 da. Pe 9. Și 6 pe 9 nu cumva este egal cu cine, Daria? 6 pe 9 cu cine este egal? 12 pe 18. Da, 54 pe 18. Dar până îl putea să împarți? Da. Adică cu 3 găsim pe 3. Egal cu 3 pe? Pe 6. 3. 2 pe? 2 pe 6. 2 pe 3. 2 pe 3. Așa, da. Împărțim că 3 ori 3 nu face 6. Împărțim prin 3 și pe ăsta și pe ăsta. 6 împărțim la 2. Da? A, dar nu se poate. Deci, împărțim și pe ăla și pe ăla la 3. Și ne dă 2 pe... Și face 2 pe 3. Deci, iată ce tare este. Deci, putem să ne ducem și înapoi. Deci, cum am amplificat? Țineți minte, cum am amplificat? Cum s-a ajuns la 6 pe 9? Am mulțit cu 3. Și numărătorul și numitorul. Da, 6 acolo ar putea să facem și 4 pe 6, nu? Cum 4 pe 6? Adică dacă luăm 2 pe 3 putem să facem și 4 pe 6. A, de la asta putem să ne ducem la alte fracții. Dar eu acum am vrut să văd cum dacă am ajuns la o fracție, mă pot duce la cea de origine. De la de bază la care am plecat. Pe... Da? Ia să văd încă. Da, sunt faine și ușoare. Da. Acum am pus la punctul adunarea. Cum se adune? Cum se adune? Pui în ăla de ăsta de jos. Dar cu ori am făcut. Cu mulțirea am făcut. Mai și ușor. Da, mai ușor de acum. Zicem acum. 2 pe 7 plus 5 pe 7 minus 1 pe 7. Sunt 3. Dar nu nimic. Au același numitor. Da? Dacă ar fi un numitor. Știu, domnul profesor. Ai, ușor. Deci egal cu 7 lei? 6 pe 7. 8 pe 7. 2 și cu 5 care face? 7. Minus 1. Minus. Că am pus plus. Minus, da? Deci 2 plus 5 minus 1. Se face 7 minus 1. 6 pe 7. Da? 6 pe 7. Cât este? 2 pe
9 plus 3 pe 9 minus 4. Minus 4 pe 9. Domnul profesor, știu. 1 pe 9. Cum mă ne-ai făcut dat? Ușor. 2 plus 5, 5 minus 4, 1. Așa și 9 este comun, da? 2 plus 5, 2 plus 3, 5, ai zis? 2 plus 3 minus 4 pe 9 și face 5 minus 4, 1 pe 9. E foarte ușor. Domnul profesor s-a plictisit deja. Da? Da, nu, oricum. Ia să vedem cât face 1 pe 2 plus 1 pe 4. Mă iubesc. A, păi de aceea scriem numărătorul, adică 1. Păi nu, de ce n-am rețeta, rețeta nu spune așa. Domnul profesor știu, 1 pe 6. De ce, mă? Pentru că luăm la de sus, că e la fel. Nu, asta am zis și eu. Să avem aceeași numitor. O zis ea. Ne descurcăm, avem rețeta când e același numitor. A, dar domnul, atunci am putea să scădem... Lasă-mă, lasă-mă jos, scădem. Am putea să scădem din 4 de la... Nu, 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 rețeta noi o știm când avem același lucru. Domnul profesor, nu poți să schimbi rețeta? Nu ai voie, rețeta e una singură. Spun de sus. Nu, 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 nu. Acum bine ar fi să fie și tot 4. Că dacă am avea 4 să fie la fel. Adunăm. Înmulțim cu un 2 și sus și jos. Și o ducem într-o echivalentă pe 1 pe 2. Oh. Deci de sub zicem 1 pe 2. Adică fie 4 pe 8. Este egal cu 2 pe 4. 1 pe 2 e egal cu 2 pe 4. Din știi de ce? Că mulțim cu 2 și numărător și numitor, da? Și atunci eu pot să spun egal mai departe. 2 supra 4. Ar fi 2 pe 8. Plus 1 pe 4. 2 pe 4 plus 1 pe 4. Că în loc de 1 pe 2. Adică 3 pe 8. Face 3 pe 8. 3 pe mincinosule. 3 pe 4. 3 pe 4. Nu știu ce am. 3 pe 4, adică dacă reușiți să ai aceeași numitor, ești fericit. Foarte fericit. 3 pe 8. Doamne, de ce am pățit? Mă bazam pe faptul că trebuie să fac ori 2 sau așa, să fac ori 2. Dar am uitat că e același lucru cu 2 pe 4. Da, ai început. Mă bazam pe faptul că trebuie să fac ori 2. Deci, iată, fiind 1 pe 2, am adus-o la aceeași lucru, amplificând cu 2 și am ajuns pe 2 pe 4. Cât face? Hai să văd acum. 7 pe 3 adunat cu 5 pe 6. O, domn profesor, stați. Stați. Am putea să îmi place de Davide. Stați. Stau. Ok, nu pot să fac nicio. Fac și eu? Nu. Lucrează acolo și... Păi, eu știu deja. Corecție, da. Să știi că știu un pic, dar ce fac, că dacă nu facem, avem răbdare ca să le spun și dați un exercițiu să lucrezi da. Și ceva? Uite, îți dau acum. Nu știu ce să fac. Uite așa. Domn profesor, trebuie să fac ori 2. Acum să nu-i fiți. Așa, ori 2 asta? Am ca să duci, ca nu, asta, ca își puse și sus și jos. Ca să fii cu numitorul ăsta, băi. Asta e șmecheria. Mă gândeam că trebuie să fie și alea de sus la fel. Deci vine 14. Tu voi cheltuie 14 de jos, că ăștia de jos. Adică vine 14 pe 6. Plus 5 pe 6. Și face 19 pe 6. Da. Uite, să-i dăm și lui Dario o problemă frumoasă. Problemă, nu-mi dați exerciții. O problemă, urmărește. Îți dau eu una. Atenție. Un... un biciclist. Da, un biciclist pleacă din de acasă până din A până în B. Da? Din A până în B. Și după ce merge două șeptimi din drum, deci merge două șeptimi din drum, adică din tot drumul. După ce merge două șeptimi, scrie. După ce merge două șeptimi din drum, constată, după ce merge două șeptimi din drum. Nu spuneți cum mai merge încă. Nu, nu, nu.
Deci constată că i-ar mai trebui 8 km ca să facă o treime din drum. Oh, mai gata, ce treime. Deci după ce merge 2/7 din drum, constată că i-ar mai trebui 8 km ca să facă o treime din drum. O treime fiind, adică două segmente și mai adaug un segment? N-am de cum să-ți spună. Atenție, după ce merge 2/7 din drum, el face un calcul, zice, măi, mai mai trebuie 8 km ca să ajung la o treime din tot drumul ăsta. O treime în ce arăt? O treime din tot drumul. Adică înseamnă că drumul este împărțit la 3 și... La 3. Deci, dar el are un drum de mers. Merge 2/7. Ce înseamnă 2/7? Împarte întregul ăsta în 7 și una, eu 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Drumul a mers. Păi da. Dar zice, fă, mai am 8 km de mers. Mai am 8 km de mers. Ca să fie a treia parte din tot drumul. Adică, ca să completez o treime. Deci aia ar fi o treime. Asta ar fi o treime. De la jumătate, care mai două... jumătate dintr-un segment? Nu-i jumătate, nu știu cât. Ceva, o bucățică care se mai adaugă. Eu! 8 km ca să ajung la o treime din drum. Deci 2/7 nu e o treime. 2/7 nu e o treime. Și zice, mai îmi trebuie să ajung eu 8 km ca să fac treimea. Și urmă, celelalte două treime să le fac. Și întrebarea este, câți kilometri are de parcurs? E vrut o problemă. Nu e chiar așa de ușoară. Păi deja știu că apar cu 16 km și încă 40 metri. Nu 16. Iunești. Ba da, pentru că dacă am deja o treime, păi și o treime, mă duc la celelalte două segmente și fac încă o treime. Păi e treimea numai bucățica asta de la 2/7. Tu, profesor, ai treime. Deci, atenție. Are 2/7 până aici, da? 2/7. Și dacă îi mai pun 8 km, face treime. 8 km mai o bucățică, dar nu știu eu cum adică să ieși la portul. Da? Gândește-te că e problema foarte frumoasă. Nu deodată trebuie să o faci. Dacă nu poți face, acum te gândești, că asta e lucru important, că tu eu lucrez cu ei, ai problema rezolvată la Prof Online, la lecțiile făcute cu George. Da? La lecțiile făcute cu George, e pur făcută rezolvarea. Și atunci, dai la lecțiile aceleași, trebuie să o găsești. Intră acum pe internet? N-am. Dar nu acum. Acum se gândește și discutăm și la sfârșit un pic, da? Este frumoasă. Și are șanse să o facă, că noi am discutat așa ceva, când 7 și 3 și chestii, nu știu ce trebuie să faci, nu știu cum. Ca să vezi treimea. Da, da. Dar nu se poate face probleme pe loc. Eu am avut o situație când am discutat o oră întreagă, două, o șapte, oră. Nu? Nu așa, problema trebuie să gândești mult la ea. Păi profesor, câteodată se gândește numai la problema aia și până o rezolvă. Până o rezolvă. Da, când ne-a zis odată o poveste cu domnul ăla care se gândea numai la problema aia. Poveste, corect. Acum să ne întoarcem la noi. Deci, vreau să vă rog să adunăm ce? Ultima adunare care a fost de fracții. 7 pe 3 plus 5. 7 pe 3 plus? 5 pe 3. 5 pe 6. Și înmulțeam cu 2. Înmulțim cu 2 pe asta. Dar și sus și jos, nu? Și face cât? 7 ori 2? 14. Adică sufra 9, 3, 9 6. Cu 6. 6 plus 5 supra 6 și ce fericit ești acum că ai aceeași ajutor. Și face, ai având aceeași ajutor, l-ai pus pe el, 6 și face 19 pe 6. Perfect. Ai scris scrie, mă. Da, eu am scris. Unde ai scris? Mă, până la urmă, că n-ai scris nimic, mă. Gata, am scris 19 pe 6. Așa. Ia să facem o altă adunare. La, 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 la. O altă adunare. Și anume, cât face? 4 pe 3 plus
5 pe 9. Nu, profesor, am mulțit cu 3. Ați aprins repede. Pe 9 pe 3, da? Și vine 12 pe 9 plus 5 pe 9. Vine 17 pe 9. 17 pe 9, corect. Gata. Cât face? Hai să spunem 1 pe 2 plus 3 pe 4. Hai, 3 pe 4, că ai zis tu. Ori înmulțim cu 2. Sigur că da. 2 și face egal mai departe cu... Și o să fie 5 pe 4. 2 pe 4 plus 3 pe 4 și face 5 pe 4. Corect. Cât va face? Hai să zicem 1 pe 3 plus 5 pe 6 plus 2, nu, plus 3 pe 2. Domnul profesor, și ce trebuie să facem? Să faceți calculul ăsta. Trebuie să mulțim... trebuie să mulțim de 2 ori. Adică pe care? La prima trebuie să mulțim de 2 ori și la a doua de 3 ori. Putem să mulțim, adică... Deodată! Cu toate! Domnul profesor! Întrebarea mea este, deci, pot, adică să par, gen, doar pe unul, 3 ori 2 și îmi dă 6. Și la acolo, la ultimul, pot să... Deodată. Totul trebuie să aibă același numitor, 6. Și pentru asta mulțim asta cu 2. Cred că trebuie tot, adică nu mai pot să pun alt. Deci, da. Fiecare în parte, da? Și asta mulțim cu 3. Și va face 2 pe 6. Ca să am la pitea, 15 pe 6. 2 pe 6. 2 pe 6 plus 5 pe 6. Plus 9 pe 6. Și este egal. 16 pe 6. Și egal 6 fiind a rezolvat, face 20 cu 5, 7 și cu 9, 16 pe 6. 16 pe 6 mai putem simplifica prin 2, când se împarte și el de sus și el de jos. Și ne va da 8 pe 3. Răspunsul final. Că mai poți face și așa, te duci și înapoi. Da? Deci împărțim prin 2 și face 8 pe 3. Hai să mai vedem o altă. 1 supra 10 plus 3 pe plus 4 pe 15 egal cu. Trebuie să mulțim cu asta nu se poate, dăm profil. Păi se poate, măi. Dar cum? Că n-avem cum să mulțim, că se dea 5. Da, ori 3, dăm profesor. Ori 3, nu, ori 2. Ori 4, dăm profesor. Pentru că îl mulțim pe ăla de sus. Nu, trebuie să-l jos, al jos. Da. Ăsta e controlul. Uite, uita sus. Exact. E ceva care noi nu știm, stai. Hai să vedem că e fain de tot. Puteam să-și ia la, adică să mai primim încă 5? Fără... Nu, ne gândim. Cu cât să-l mulțești pe ăsta? Cu cât să-l mulțești pe ăsta? Încât să fie la fel, amândoi. Ăsta cu 3, ca să facă 30. Și ăsta cu 2. Stați. Ca să facă 30. Le aduci pe amândouă la ceva. Corect. Păi, scuze, credeam că trebuie toate să fie la fel. Nu, le-aduc eu, dacă ele sunt diferite. Deci, vine cât acolo. Vine 3 pe 30 plus 8. 8 cu 2 am fie, o să fie 12 pe 30. 8 pe 30. 12 pe 30. Face 30 cu 8, 11 mai mici în 18. 11 pe 30. Mă gândeam că... Foarte tare. Ăsta e momentul, subliniați-l. Trebuie deci, să mai dați din asta, că îmi plac. Foarte tare. Deci, ele neavând, găsești tu pe cel mai mic număr încât se împartă, nu? Să se împartă exact la amândouă. Uite. Bun. Așa. Nu și mai greu. 1 pe... 5 plus 3 pe 7 plus atât, plus 3 pe 7. Asta ați dat-o grea. E grea? Nu. Primul înmulțim cu 7 și al doilea cu 5. Aia e! Yes! Bravo! Asta era. Ca să ajung la 35, nu? Asta era. Și o să ne deie... Aici e cu 7 și ăsta cu 5 și obținem 7 ori 1, 7, supra 35, plus
5 ori 3, 72 pe 35. Supra 35 și face 35 și 7 cu 15 face 22 pe 35. Bun. Hai să vedem copii altceva. Era altceva, domnule. Ba da, asta era. Unul de genul ăsta. Dar am putea să facem și așa asta? Da. Cum? Peste câteva săptămâni. Problema asta o facem. O facem și noi problema asta. Da, o să ajunge. Dar acum trebuie să le facem un pic de antrenament la alte chestii. Mă, ne mai dai zi în astea? Sigur. Yes, îmi plac astea, îmi plac. Ia să vedem. 1 pe... 8 plus 5 pe hai să spunem 6 plus 3 pe 4 n-are sens, de ce nu vedeți că n-are sens? Are sens, probabil. Dar știu că are sens, dar parcă îmi vine în cap chestia asta că n-are sens. Nu. Vedeți, să George, cum a lucrat la problema asta, că de frumos. Da. Vedeți filmul? Ok. Deci, de-aia Iisus, un comentariu părtezi, cel mai bun elev care l-am văzut vreodată, raționând. Deci nu se pierdea, nu abandona, ci stea acolo și trebuie să găsească. Este un foarte bun șahist, cum se spune. Eu m-am gândit. Hai să vedem. O să iau două. Ia să vedem. Primul mă țin cu trei. Sta. Aveți încredere. Am să am încredere, am. Apoi al doilea cu 4. Așa. Apoi pe al treilea cu 6. Formidabil. L-a găsit pe 24. Iar l-a găsit pe 24, între care se împarte la 8, la 6 și la 4. Foarte tare, bravo! Bravo! Mă bucur mult! Vezi ce înseamnă dacă insistă? Bravo, Casandra. Deci vin 3 pe 28. 24 aici, da? 3 pe 24, plus 20 pe 24, plus 3 pe 24. Și face în total... 18 cu 2. 24 este... Domnul profesor, dar vă dă greșit la ultimul. Da, 18 trebuie. 18 vă dă. 36, 18, da, 18. Am fost neatent. Foarte bine că ați trebuit. Și vine 3 plus 20 plus 18. Ce face? 21 plus 20, 41. 41 supra 24. Asta este răspunsul. 41 supra 24. Așa, 51. Și acum hai să vedem un altul. Domn profesor, dacă nu reușesc să termin, mă vedeți acasă. Sigur că da. Nu te poți și uita. Dar iar, nu ceva ți-am spus. Te poți și uita la video. Ca să fie o chestie de asta, să înțelegi din video. Este prima dată când, eu nu spun în care video, că nu știu foarte bine, că dacă aș putea spune la video acela. Dar oricum, printre ultimele filme cu video. Da? Printre ultimele. Da, ăla ai făcut de acasă. Cu George. Dar dacă așa trebuie să mă uit la filmele acestea, să mă uit la toate filmele. Dar nu. Sunt ultimele două filme care le găsești cu George. Care le-a făcut în vacanță. Doar două? Am făcut mai multe, dar la ultimele sunt cele la care te poți găsi. Ultimele două filme cu George, da? Și o să le găsești acolo. Și o să găsești problema asta. N-am mai amintit de ea. Copii. Și când aud o idee de la George, mai pun și eu în aplicare și mă uit dacă am făcut bine. Păi da, tocmai. Când aud o idee așa pe... Tu ai o idee vagă, să zic acum, da? Dar acolo ți-o poți verifica și vezi. Și când chiar aud, adică eu nu vreau să văd toată problema, adică când îmi vine, când văd puțin oprești, din film, oprești văd acolo. Așa, îmi vine și pe o idee și practic fac și apoi văd dacă mi-a dat. Și dacă vezi, dacă corespunde cu cea pe care a avut-o și el, nu fac. De aceea se poate lucra cu filmul respectiv foarte bine. Că voi n-ați descoperit plăcerea de a lucra, de a vedea un film, n-ați descoperit-o, că n-ați lucrat.
Și George vă și învață. Am un film în care George vă învață cum se lucrează cu calculatorul. Da? Deci am făcut și filmul ăsta în care el, la calculator, spune cum intră, cum face, cum dă peste problemă, ce face, cum lucrează. George vă învață să lucrați cu calculatorul. Da. Da, 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 da. Asta este dovadă. Da, că... dacă știți ce raționament am pus și eu aici, ziceți că am venit cu ideile din... Hai să vedem acum. 5 pe 3 plus 2 pe 14 minus 1 pe 6 este egal cu... Stați! E ceva ușor, bag pariu. Domn profesor, da. Mi-a venit o idee. Acolo lucrează. Da. Câte ceasul mai avem timp? E 6 și 1 minut. Deci, 7 și 1 minut. Să facem sinteză. Să facem sinteză, avem mâna asta care vă gândiți-vă acasă. Eu pot scriu de acum. Scriu de acum. Da? Sinteza 8 zile. Sinteza zile. Oare. Fracții în care am făcut fracția dintr-un număr, înmulțirea, firea a două fracții, deci fracția dintr-un număr, înmulțirea a două fracții adunarea a două fracții, suma, da? Suma și diferența a două fracții care au același numitor. Am făcut la început cu același numitor, nu? Și nu am făcut cu numitori diferiți. Deci, suma, diferența a două fracții cu numitori diferiți. Domn profesor, da. Am o idee așa mai strană. Asta este lecția care am făcut-o. Rămâniți să, pentru mine să vă gândiți. Dar ce știți? Știi, vă gândiți. M-am prins. Domn profesor, înmulțesc tot cu 0. Cum cu 0? 0. Nu. Deci rămâne să terminați asta, să le mulțumim celor care ne-au urmărit. La revedere, nu uitați de... Like și share! Așa să fie. Da. Zici? Am un rezultat.